Nostru teolog, părintele Stăniloae, profesorul nostru român, care a scris o carte, Iisus Hristos în Dumnezeitorul omului și Iisus Hristos restaurarea omului. Noi aici încă nu aveam restaurarea. Și atunci Avram stă în latura celor vii, dar nu gustă munca. Și de unde știm lucrul ăsta? Că o să sară frățiile lor, penticostale, hoviși, baptiști, penticostali și alte culte. Hai, de unde scoateți prostiile astea? Le luăm chiar din Sfânta Scriptură. Deschidem Evanghelia și citim. Părinte Avrame, roagă-l pe Lazar să-și moaie degetul, să-mi stropească gura, că rău mă arde văpaia iadului. Și ce îi spune Avram? Frate, deci nu-l jicnește, fiule, adu-ți aminte că ai luat pe pământ cele bune. Punct. Acum trebuie să-l guști pe cele rele. Deci vedem deosebirea dintre bine și rău. Avram sta în iad, dar era în latura celor vii, la liniște, cu Lazar, el stătea în latura muncii. Că așa spune, și-au venit îngerii și-au luat sufletul lui Lazar și l-au dus în sânul lui Avram. Nu a spus că l-a dus în rai. Da. Deci, categoric, povestea de purgație despre care vorbim noi se legiferează prin timpul așteptării când biserica poate scoate suflet din iad. Și punem și aici o istorioară. Un preot se ducea la o baie publică permanent și făcea sâmbăta baie, n-ați prins timpul comuniștilor, era baia comunală. Acolo găsea apă caldă, săpun, dero, ca să nu... Era frizer care te tunzea zero, te despăducheai. A fost o vreme când România au fost bogată în păduchi, nu păduchi politici, păduchi naturali. Și omul se ducea la spălat săptămânal acolo. Dar de fiecare dată când ieșea, vedea că un om plângea pe o bancă. Și într-o zi i-a spus, pot să te ajut cu ceva? Mă doare sufletul când te văd că plângi, te-am văzut de atâtea ori. Și în calitate de preot, poate aș putea să-ți fac o milă, că mie mi se datorează să fac asta. Da, ai putea să-mi faci o milă. Adu-mi o sticlă de vin și trei prescuri. O, ce o să-ți preocupi, cât de simplu. Când a venit data viitoare la baie, le-a dus. Și-a spus, pentru că te-ai întors și nu te-ai rușinat de cererea mea, de-abia acum trebuie să-ți spun adevărul. Eu mă numesc Ioan și sunt ctitorul acestei băi. Sunt mort de 70 de ani. În baia aceasta se fac toate fără de legile. Eu am făcut-o ca lumea să se spele, nu ca să curvească, să desfrâneze și să facă tot felul de uriciuni. Și pentru lucrul acesta sunt pedepsit de Dumnezeu. Toți au uitat numele meu, nu interesează pe nimeni, nu sunt pomenit nicăieri. Am nevoie de o slujbă de 40 de zile în care să fiu pomenit la Sfânta Liturghie, la cei adormiți. O spus, mă angajez să-ți fac lucrul acesta. În momentul când preotul s-a dus la parohie și le-a spus la paraclisierul și la încuietorul bisericii, țărcovnicul și clopotarul, vedeți că eu am un canon, am ceva de la Dumnezeu, un semn, trebuie să fac 40 de zile Sfânta Liturghie, vorbiți cu prescornița satului, ca în fiecare dimineață să găsesc sticluța cu vin, sticluța cu apă și cele trei prescuri pentru liturghie, sau unii fac din cinci, că așa se face, dar dacă e lite, litea o folosesc jumate la vii, la morți, scoți cete, alte reguli acolo. Și a început preotul să facă liturghia. La a 20-a liturghie a simțit așa ca o oboseală, ca un somn ușor. După ce a consumat potirul, s-a pus pe un scaun și a adormit. Și l-a vesat pe omul de la baie, care stătea pe bancă, în foc până la brâu. Aceasta este trecută în îndreptarea legii, pravila mare la Târgov, și 1642, e consemnată. Și îi spune, părinte, nu știi câtă ușurință este, nu plec singur de aici. Zilnic zboară porumbei la cer, se mântuiesc și alții, pentru că tu mai pomenești sufletii din biserică de la tine. Și că așa este. Și s-a trezit. Și a venit râvna și mai mare. Și a început să facă următoarele 20 de zile și în a 40-a zi, pe când terminase liturghia, la un moment dat zbur un porumbel alb, s-a pus direct pe Sfântul Chivot. Și o să zic, cred că l-a fugărit uliu. Eu întins câteva fărâmituri de anafură să mănânce și porumbelul a început să vorbească cu el. Nu, părinte, hrana mi-ai dat-o deja. Eu sunt sufletul lui Ioan de la Baia. Astăzi m-am izbăvit din muncile iadului pentru dezlegările pe care mi le-ai făcut în Sfânta Liturghie. Dar cu mine au zburat la cer
mii și mii de suflete. Când voi, preoții, faceți Sfânta Liturghie, la epicleză iadul se luminează, iar când faceți dezlegarea la parastas, o clipă muncile se opresc și din flăcări porumbei albi zboară la cer. Și atunci am aflat și eu de la Îngerul meu păzitor că sunt sufletele mântuite. Și am venit să-ți mulțumesc și s-a făcut nevăzut. Deci asta este taina așteptării păcătosului ortodox în munca veșnică, dacă poate să-l salveze slujba bisericii cu două condiții. Să fi fost botezat ortodox, să fi murit spovedit, să fi murit împărtășit și cu credință, că așa spune, în nădejdea învierii și a vieții veșnice, cei ce au adormit cu împărtășirea ta, dacă el era un ateu și tu îl pui la liturghie, doar îi ușurez munca. Pot fi înlocuite rugăciunile de seară și de dimineață cu psalmi? Pe de o parte, da. Sfântul Pahomie cel Mare primește pravila de la înger, cum trebuie să roage fiecare călugăr. Rugăciunea de dimineață este o mărturisire de mulțumire către Dumnezeul Cerului când i-a dat dimineața. Rugăciunea de seară este o mulțumire către Dumnezeul Cerului când i-a dat puterea în timpul zilei să le facem pe toate și acum cerem de la el odihna, adică trupul nostru să se odihnească de neputința zilei. Bănuiesc că știți ce înseamnă sau ați auzit vreodată oameni care nu pot dormi și au insomnie. Da. Ei, acest lucru trebuie ținut cont când facem rugăciunea de seară și de dimineață, unde spune așa că nu există isihie fără psalmodie și psalmodie fără isihie. Dar când spunem că am înlocuit rugăciunea de dimineață cu un psalm, nu e o problemă. Când spunem că am înlocuit rugăciunea de seară cu psalm, nu e o problemă. Dar dacă dumneavoastră mergeți în garderobă și întâi luați maieul și cămașa și apoi paltonul, nu-i totdeauna să, nu-i tot aceea să te îmbraci cu paltonul direct peste trupul gol. Deci au rolul lor. Temelia rugăciunii dimineață și de seară. Canonul de înger păzitor. Eu am avut odată o băbuță simpatică, m-a călcat pe ștaif, ca să zic așa. Și a zis, părinte, m-am tot plictisit cu îngerul dumitale păzitor. Dar ce toată ziua înger păzitor? Sunt atâtea rugăciuni în acatistier, sunt atâția psalmi. Doamnă, îngerul dumitale păzitor este un băiat fin, care nu-l vezi, trimis de Dumnezeu să te păzească în fiecare zi de tot ce greșești. Un pas fără el lângă tine și diavolul te-a făcut praf. Un pas fără el lângă tine și oricând ai căzut în ispită. Un pas fără el lângă tine și ai și atins o nenorocire. Iar acest băiat simpatic, dat de Dumnezeu să te păzească, un tânăr frumos cu aripi, nu face altceva decât permanent când vine diavolul să întindă toiagul de foc și diavolul să nu poată veni în preajma ta să-ți creeze probleme, deși când întrebi oameni care au probleme, ei n-au înger păzitor, că prin păcate lor îngerul stă departe de ei și atunci stă diavolul aproape, el mai trebuie să te ducă printre stele până la tronul lui Dumnezeu. Cum adică? Păi cum îți spun eu? El a luat sufletul de la Dumnezeu și l-a pus în tine și te-a păzit în burta lui Maică ta, Duhul Sfânt, până ce te-ai născut, iar îngerul te-a luat în primire și te duce înapoi la Dumnezeu. Știi tu că are singură până la tronul întregii? Nu. Vai, părinte, m-ați înspăimântat, de acum am să-l fac și dimineața și seara. Nu.